Ceau, Teo. Ceau, Iudeaș. Gata de plecare? Aproape gata de plecare, mai câteva bagaje de aranjat, de pus partiturile, dar cu mare bucurie prezent astăzi în Sound Creation, magazinul pe care îl ai și alături de pianul pe care am înregistrat. Să fie dor de el, dar asta o să fie primul instrument în Canada. CLP-585 de la Yamaha, seria Clavinova, ultimul model, 2014, târziu toamnă. Exact ce mi-am dorit, exact ce visam să pot să folosesc pentru Open Minds. Mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine și mi-ai facilitat ajungerea instrumentului în studio să pot să fac acest disc. Ți se datorează. Sună din cauza ta. Cu cea mai mare plăcere. Tu, acum 2 săptămâni, ai avut concertul de lansare a noului N-am album. N-am ceas la mână, dar chiar acum era, cred că, perioada când... Exact. Acum 2 săptămâni ai lansat noul album Open Minds. Și la concert și în general, tu ești pianistul clasic, adică tu folosești instrumente acustice și... Practic și pentru album, din câte țin minte, acum un an jumate, vroiai să înregistrezi pe un pian acustic? Aș fi vrut fantastic să pot să înregistrez pe un pian acustic, dar din păcate există un singur pian în oraș care nu se poate folosi pentru aceste înregistrări și acustica respectivă a sălii lor din oraș unde s-ar fi putut face aceste înregistrări nu duce spre ceea ce aveam nevoie. Așadar, am venit la tine cu proiectul meu și ți-am spus că urmează să apară un instrument cap de linie de la Yamaha. În momentul în care am citit despre el, l-au lansat cei de la Yamaha, țin minte că te-am sunat și am spus, uite-l, ăsta i-a apărut, asta ar fi instrumentul. Mi-era puțin teamă și un pic de jenă, că nu e un instrument destul de scump, să-ți cer să-l aduci special pentru mine, dar uite, l-ai adus și am reușit să nu simt diferența dintre un pian natural și un pian electric, din simplu motiv că pentru prima dată la Yamaha, la seria Clavinova, găsim un instrument care se poate și observa, are partea claviaturii, este exact din lemn ca la un pian natural de concert. Claviatura este pregătită pe aceeași greutate de la partea de baș, la discant, la partea de medii, exact ca la pianele naturale. Aici trebuie să aplici mai multă forță, aici puțin mai puțină, partea de mijloc sună foarte concentrat. Efectiv, dacă ar fi să fie o perdea între un pian natural și pianul acesta și să le reglezi volumele de așa natură, ai putea să eziți că unui natural sau unui electric. Am reușit efectiv cu discul în cele 2 săptămâni de când a fost lansat să păcălesc pianiști care credeau că l-am înregistrat pe un pian natural și ei erau convinși de fapt de lucrul ăsta și i-am spus, uite, ăsta e instrumentul pe care am înregistrat. Nu se poate. Ba, se poate. Super. Față de restul seriei Clavinova de la Yamaha, ce simți tu mai special în cele pe 585, acest model care duce mai mult spre o pianină decât un pian digital normal, chiar dacă te uiți la distanță, nici nu prea poți să-l deosebești de față de un pian acustic, o pianină acustică. Yamaha vine deja cu partea electrică, efectiv, în scurtă vreme, cred că o să acopere foarte, foarte bine și fără nicio problemă tot ceea ce înseamnă parte naturală. Ei vin deja cu o construcție care e identică unei pianine clasice, vine deja cu toată partea de sunet care o elimină din instrument în partea de sus, exact cum deschizi la o pianină clasică. E deschis capacul și de aici îți pornește sunetul. Deja aici avem o parte foarte, foarte mare de difuzoare. Partea de jos, pe unde iese din nou sunetul din pianul natural, din pianina naturală, că aici vorbim de pian natural versus pian electric. De departe, claviatura, asta e punctul forte, în opinia mea, ca pianist de clasic, ca bază, asta e punctul forte al instrumentului CLP-585. Nu degeaba e cap de serie, nu degeaba e aproape dublu față de următorul instrument sub el, ca preț, pentru că, efectiv, din tot ce era un pian de concert mare, CFX3, vârful tehnologiei în materie de instrument clasic la Yamaha, s-a comprimat și s-au introdus în acest instrument.
Adică nu poți să simți o diferență foarte mare doar că nu îl vezi în spate care coadă sau nu-ți vibrează atât de tare ca un pian natural, dar inclusiv partea de rezonanță a corzilor și partea de vibrație a întregii cutii, mă refer la pianul natural mare, o simți, este semplată, este adusă în acest instrument. Și ce zici de Bösendorfer? De câțiva ani i-am cumpărat Bösendorfer și chiar și în instrumentul acesta față de presetul numărul 1 a sunetului de Yamaha Grand. Există și un ton de Bösendorfer a pianului vienez. Cum ți se pare acesta? Nu poți să zici decât wow, pentru că ai două vârfuri de lance, două piane fantastice de concert, aduse în același instrument la un cost extraordinar de mic față de ce înseamnă pianele respective. Soundul de Bösendorfer e mult mai elaborat, mult mai natural, să zic, față de un Yamaha care îl știm, mă refer la naturale. Pentru că ceea ce auzim într-un concert la un Bösendorfer Imperial sau la un CFX3 Yamaha, exact asta auzim aici. Bösendorfer e un pic mai dulce, puțin mai moale, puțin mai prietenos, să zic așa. Pe mâna mea și pe compozițiile mele mi se potrivește mult mai bine în momentul de față Yamaha. Bösendorferul îmi va folosi în momentul în care voi merge pe niște piese foarte soft, de lungă durată, pentru că acolo te poți juca mult, mult, mult mai mult. Dar ca pianist al secolului 21 tind să merg spre Yamaha, pentru că ăsta e instrumentul care îți poate rezolva toate problemele. Bösendorfer, dacă mergi și intri în profunzime, niște volume foarte mari, nu mai ai cristalinitatea cum o ai în Yamaha. De asta am ales să trag tot materialul pe Yamaha, deși, recunosc, m-am jucat ore bune și cu Bösendorferul. Dar, evident, peste o săptămână sunt deja ajuns la Toronto și urmează să-mi cumpăr acest instrument. Foarte posibil ca pe următorul material, discul 3, să apară și piese cântate pe Bösendorfer, nu doar pe Yamaha. Mulțumesc, Teo, încă o dată că ai putut să vii acum, chiar ești în foarte mare grabă. Îți doresc să ai o carieră de succes și sper că la anul ne vedem în Timișoara la un alt concert. Eu îți mulțumesc, Iuta, și o să păstrez vie amintirea prieteniei noastre și ori de câte ori o să pot să vin și o să am ocazia și invitația să vin, voi veni. Aș prefera să mă vizitez anul viitor la Toronto și, uite, îți întorc vizita peste 2 ani.